lumânare la mormântul Stelei Popescu și încă o lumânare la căpătâiul Cristinei Stamate. S-a aprins în această dimineață la doar câteva ore după ce buna ei prietenă a fost condusă pe ultimul drum. Încă o stea care s-a dus acolo sus, în ceruri. Un afiș coboară și un altul se ridică. Încă o moarte care smulge parcă o bucată din inima teatrului românesc. Și nimic nu va putea umple golul care a rămas. Nimic nu va umple scena de zâmbete și glume, așa cum o făceau doar ele, Stella și Cristina Stamate. Se țineau de braț și râdeau de fericire, iar acum se țin de braț și în ceruri. Cristina Stamate parcă nu a vrut să o lase singură pe pământ, pe buna ei prietenă, Stella. Și abia după ce a fost înmormântată, azi dimineață, a închis și Cristina ochii pe veci. Doamnă, cu ce gânduri o întâmpinați pe doamna Stella Popescu? Cum, cu ce gânduri? Am întâmpinat-o cu un cor, toată cabina, și a cântat și ea. Doar că de această dată Stella a fost cea care a primit-o lângă ea pe Cristina. A primit o tonă de flori, a primit toate cadourile posibile. Acum însă îi vor cânta amândouă lui Dumnezeu, căci s-au dus una după alta. Iar bunul lor prieten, Alexandru Arșinel, mai are doar o singură rugăminte la cel care a făcut cerul și pământul. M-am săturat, vreau să-l rog prin intermediul vostru pe Dumnezeu să se oprească. Că nu mai rezistă. O a doua stea a revistei românești mare asmate și ne părăsește Cristina Stamate. Durere, lacrimi și multe întrebări fără răspuns. De ce au plecat atât de devreme? De ce? Oare de ce doi îngeri au plecat dintre noi, iar în urma lor au rămas doar amintirile și vorbele lor de suflet? Sănătate, că restul le facem noi. Am fost delegată. Doamna Stella zice că a vorbit în trecut și o urăsc acum. Se spune că atunci când salvezi pe cineva de la moarte, ești răspunzător de viața lui. În ce mă privește, de foarte mult timp, convinsă că lumea din jurul meu era urâtă și nepăsătoare, mi-am construit cu grijă un fel de carapace, deci m-am obișnuit cu acest gând, carapace care să mă apere de deziluzii, ca să pot merge mai departe. Și a mers mai departe atât cât a mai putut, căci Cristina Stamate se lupta cu boala de 2 ani. Cristina a fost o mare actriță, am avut plăcerea să joc cu ea. Iată că de vreo 2 ani de zile durerile au pus stăpânire cu ea. Cristina era o sufletistă cum nu există. Eu nu știu cum s-a întâmplat deodată de a luat Dumnezeu puterile, pentru că era de neoprit. Au fost și cumpene de un ceas, dar le-am trecut și am rămas. Așa era Cristina Stamate pe scenă. Zâmbea mereu, pentru că publicul ei nu trebuia să știe ce durere ascundea în sufletul său. Și abia după ce s-a pus pe picioare, regretata actriță a vorbit despre cel mai greu hop din viața ei. O operație pe cord deschis, inima, aproape că-i cedase, însă a fost puternică și a rezistat pentru teatru. A fost ca la puzzle, știi, s-a refăcut în bucățele, din cioburi de iubire, așa. Coafiura rezistă, geamurile rezistă, Cristinica rezistă. Cred că umorul te poate scăpa, te poate ridica, nu te poate salva. Cred că poate să bandajeze un pic. Tramvaiul a mers și eu am stat. Din păcate, atât Stella Popescu cât și Cristina Stamate au plecat cu același tramvai spre ceruri, spre infinit. Doi stâlpi mari. Cristina era în stare să se bage între cuțit și persoana atacată. Era extrem de devotată. Un om minunat, Cristina Stamate. Un om care a iubit publicul și un public ce a iubit-o pe ea la fel de mult.
Cristina îi plăcea să-i vadă pe cei din jur fericiți. Fericiți când o văd. Și la fel de mult îi plăcea și să viseze. Ce vă doriți cel mai mult? Știi ce se întâmplă? N-a fost niciodată. Zodia asta, în general, se spune că e altruistă. Știi care e simbolul zodiei vărsătorului, nu? Unul cior cu apă, cineva, care îl varsă către ceilalți. Și se spune că totdeauna, de obicei, te reverși mai mult către ceilalți, deci către tine. N-a fost la cum încearcă. Nu cred că mi-am dorit vreodată ceva în mod expres. Mi-am băgat în cap de mai de multă vreme să mă mulțumesc cu ce am. Și cred că e o lecție de fericire. Să te uiți întotdeauna de unde ai pornit și unde ai ajuns și întotdeauna o să găsești motive de mulțumire. Că întotdeauna ești mai bine decât erai la început. Dacă eu o să jinduiesc acum la o casă la Palm Beach, crezi că o să am vreodată șansa să o am? Nu. Însă, Cristina a tânjit toată viața după un copil, doar al ei. Iubirea publicului este extraordinară, e importantă, e caldă, te poleiește, dar nu se compară cu ceea ce înseamnă o făptură căreia tu i-ai dat viață și pe care tu ajuți să crească. Am trecut peste foarte multe alte lucruri. Pierderea părinților mei, pierderea fratelui meu. Regret pentru că am avut stupiditatea, deci prostia mi-o taxez grav, că nu am făcut un copil, dorindu-mi foarte tare această meserie, să exist în această meserie, și am amânat tot timpul bucuria unui copil pentru un turneu în străinătate, pentru o nouă premieră, pentru un nou proiect. Viața te păcălește în toate felurile. Orgoliu m-a făcut să nu accept ideea că pot să fiu înșelată lesne. A fost păcălită și în iubire. Înzestrată cu un șarm aparte, Cristina a avut mare succes la bărbați. Nu a avut însă și noroc. După un mariaj de 11 ani, actrița a ales despărțirea. A trăit însă cu iluzia unei mari iubiri. Da, am trăit-o numai, asta a fost drăgălăși. Era numai în capul meu, el nu aflase de chestia. Adică nu că nu aflase, sigur că aflase, dar nu era de aceeași părere. Râdacu, da. Atunci nu era râșul meu, atunci n-am râs chiar așa de tare. La vârsta aia lucrurile contează și, ce să spun, important mi se pare acum. Știi aia, vrei romanțe de dimineață așa? Că aș vrea rănii tinereții și mintea mea de acum. Dar iată că nu se poate. Îmi doream ce înseamnă să fii avocat, să faci dreptul. Poate teatru îmi punea prea multe măști. Interiorul meu nu ar fi fost în stare să treacă atâtea praguri. Eu am un fel de puritate interioară care devine un balast la un moment dat. Dacă aștepți ca lucrurile să se modifice în așa fel încât să-ți convină ție să fie pe drumul vieții tale, ai pierdut partida. Trebuie să-ți asumi lucrurile care ți se întâmplă, cele mai cumplite eșecuri, lucrurile. Niciodată nu sunt așa nici atât de grave, ți se par atunci. Dar sigur că te pot dărâma. Sper să mă salveze simțul umorului. Eu când trec pe la mine pe-n casă, mai de dimineață, și dacă mă văd într-o oglindă, am umorul să-i drăguțe, ești pleacă de aceea. Și mă duc așa până când nu îmi fac un fason să mă pot privi și eu. Sper să mă pot privi în oglindă. În oglinda din cabina pe care o împărțea chiar cu prietena ei, Stella Popescu. Stella, care parcă a chemat-o la ea. Atunci când crucea și tabloul ei au căzut, chiar în timpul slujbei sale de înmormântare, Stella a chemat-o parcă și ea s-a dus. Iar golul pe care Cristina Stamate l-a lăsat în urma ei, nu-l va umple nimeni. Când ați vorbit ultima oară cu Cristina Stamate? Vă mai aduceți aminte? Da, nu de mult. Cred că de o lună jumate i-am dat telefon și am întrebat cum te simți și a zis... Bine. Adică zicea ce mai întreb. Lăsați să înțeleagă ce mai întreb. Cristina e vreun an și jumătate numai în spitale. Numai în spitale. Am alergat acum să-i facem loc de veci, rost de loc de veci, pentru că na, nu s-a ocupat nimeni de lucrul ăsta. Ei găsiseră loc pentru Stella și am spus, Stella a avut loc, eu am loc, deci nu o să aveți nevoie de probleme. Thank you.